Astăzi o să reparăm un calculator, un Medion Akoya. În România nu există firma asta Medion, în Germania e foarte răspândită. Le poți cumpăra de la magazinele Aldi. Ele nu sunt calculatoare rele la prețurile care sunt, mai ales având în vedere că sunt făcute din piese de la firma Dell. Dar sunt calculatoare ieftine, dar țin. De exemplu, ăsta e de 10 ani de zile, e cu un Intel Pentium Inside, a venit cu Windows 7, are 4 GB de RAM și astăzi o să facem un upgrade. O să punem un SSD de 512. SSD-ul chiar a fost foarte ieftin. De obicei, un SSD la noi de 512 pe 560 de megabits. Da, read și 530 write. Costul normal undeva la 90 de euro, ăsta l-am luat cu 55 de euro astăzi de la MediaMarkt. Foarte ieftin, 512 SSD. Și o să-l montăm și o să instalăm Windows 10 pe el, ca să-l readucem la viață calculatorul ăsta de 10 ani. Prima oară trebuie să demontăm hardul vechi și să-l montăm pe hardul nou. Pentru asta folosesc șurubelnița Walkstick. Sunt foarte tari. Am cumpărat-o de pe Facebook. Am crezut că o să fie un eșec total, 30 de dolari a fost. Am mai plătit vreo 10 euro transport din America și am avut Bosch, dar nu se compară, sunt mult mai bune. Pentru ce lucrez eu, e extraordinară și merge cu baterii normale și primești și setul cu capeți pentru Apple, pentru Windows, pentru absolut orice poți să deschizi pe ea. În condiția că e și ordonat și nu pierzi capetele. Aia e prima condiție. Cred că nu l-am. Ați văzut cum a picat unul? Nu am un pic să-l iau. Tum, să pun la jos, că după aia iar nu mai găsesc. Peek-a-boo. Bun, am desfăcut capacul. Aici se află hardul care îl vom scoate acum. Și aici sunt RAM-i, procesorul. Aici ar trebui să fie chipset-ul pentru placa video. Și acolo e placa wireless. Bun. Hai că demontez, scot și hardul și vedem mai departe. Bun, acum că am schimbat hardul, punem înapoi capacule. Bun. Punem și pe ăsta. L-am curățat un pic de praf. L-am suflat un pic, vă recomand și vouă să faceți tot timpul, dacă tot desfaceți calculatorul, să faceți upgrade, faceți și lucrul ăsta că e important, orice lucru electronic este și static, atrage praf și de aia e foarte bine să-l curățați din când în când, îl ajută mai bine să respire.
Am pus șuruburile înapoi și acum o să îi dăm drumul imediat. Și acum o să facem o instalare curată de Windows 10. Eu o să fac acum de pe CD, vă puteți face și de pe USB stick. Eu am un CD original de la Windows, dar voi vă puteți descărca. O să vă las link în descriere. Voi vă puteți descărca de la... direct de la Microsoft. Au zis cum face CD writer-ul. Cred că voi fi nevoit să-l instalez de pe stick. Trebuie să vedem ce are și CD writer-ul ăla. A ieșit într-un final. Dar funcționește. Să sperăm că și-l citește. Da, acest calculator este al unui prieten de-a meu care deține aici în Calsuri un restaurant românesc, Valahische Kessel se numește restaurantul. Este un restaurant foarte bun, cu mâncare foarte bună românească. Vă recomand să mergeți. Și ăsta e de fapt calculatorul de la bar, dar pe care are și anumite date care trebuiască să le salvăm după aia de pe hard, că e stricat hardul. Și acum îl refac, el de fapt merge mai mult pe YouTube, muzică. Dar se pare că nu avem noroc cu CD-ROM-ul ăsta. Mi-a trebuit un pic de start la DVD-ROM să pornească, dar am reușit. Ceea ce fac eu acum este instalare curată, fără aplicație, o să vedeți, Windows o să fie curat instalat pe el cu foarte puține aplicații, Microsoft Edge, Office, pachetul 365, cel de probă, cred că nici ăla măcar, o să ne uităm după aia în control panel și la apps și o să vedem de fapt ce aplicații instalează. Și ce este important după instalare Windows este tot timpul să lăsați să-și facă update-urile, să ajungă cu ele la zi pentru a reuși să își instaleze toate driverele de care are nevoie. Eu laptopul acum o să-l pun în germană. Voi îl puneți în română, dar asta trebuie să faceți, trebuie să selectați limba. Eu instalez limba de instalare, o las pe engleză, dar pun time format, time currency Germania, keyboard German, pentru că este o tastatură nemțească și atunci dacă nu o pun din prima în germană, nu știu exact toate tastele, că nu sunt la fel, nemții tot timpul trebuie să fie mai diferiți. Aici îmi cere să bag licența, eu o să o bag mai târziu, voi puteți să o băgați dacă o aveți. Dacă, ceea ce e foarte important să știți la Windows 10, dacă ați cumpărat Windows 10 când ați luat calculatorul odată cu calculatorul, adică a venit preinstalat, nu contează dacă folosiți CD sau nu, atâta timp cât reinstalați Windows-ul nou și nu ștergeți partiția în care se află recovery pentru ea, o să aveți licența tot timpul, adică nu trebuie să vă fie frică, trebuie să-mi instalez Windows-ul, dar eu n-am licență. Licența e înregistrată pe calculator, în momentul când îl conectați la net și el își face update-urile, o recunoaște și vă activează direct. Eu acum îi dau skip nu. Și o să aleg Windows 10 Pro pe 64.
Nu are rost să instalați 32 de biți. Nu mai are logică. Acceptăm termenii. Îi dăm un custom install. Da, aici vreau să vă arăt. Aici aveți două variante. Upgrade. Aici aveți două variante. Upgrade. Install Windows and keep file setting and application. Sau custom install Windows only, advanced. Tot timpul să alegeți, mai ales acum având în vedere că e și un hard nou, eu o să aleg partea de jos, dar cel mai bine e tot timpul să alegeți varianta a doua, install Windows only, și dar înainte să vă faceți un backup la hard, să vă salvați datele, pentru că dacă faceți install Windows only, o să ștergeți toate datele de pe laptop sau de pe calculator, de pe ce faceți. Deci dăm custom install. Aici mă arată hard-ul acum. Bate o ouă. Ne arată dimensiunea, 476 de GB. El scrie de 512. Dar astea sunt cifre așa pentru noi, ele niciodată n-au atâta. Și o să-i dăm un new. Eu las partiția întreagă. Asta e o prostie să mai faceți partiții la Windows 10 și înainte, pentru că dacă ți se strică Windows-ul, hai că mai salvezi datele de PD. Dar dacă ți se strică hard-ul, oricum n-are importanță că ai CD și E, tot același lucru. Cel mai sigur e să ori să aveți cloud, să aveți OneDrive sau iCloud, sau să vă faceți regulat un backup la calculator. Acum, după cum vedeți, el ne-a făcut două partiții. The drive partition system reserve de 500 de MB și drive partition 2, care e partiția întreagă, care o vom folosi ca și disk C. Îi dăm next. Și acum lăsăm Windows-ul să-și instaleze fișierele și să-și facă treaba. Până atunci eu mă duc să fumez o țigară. S-a instalat Windows-ul, acum el iar îmi cere PrudoKey, eu îi dau do this later. Eu tot timpul bag prima oară PrudoKey-ul după ce fac câteva update-uri. Bun. Interesant că nu-mi recunoaște, de fapt nu știe el. Just a moment. Alibaba. Da, chiar aseară am văzut Aladdin-ul ăsta nou cu Will Smith. Vă recomand să vă uitați. E foarte fain. El acum mai trebuie să se restarteze de câteva ori. Dar în principiu suntem gata. Vreau numai o dată să preseniki. Nu vrem preseniki. De fapt CD-ul acum putem să-l scoatem.
mai avem nevoie de... Acum el mă întreabă dacă folosesc acest calculator la lucru sau e a meu. Adică de, e a unei companii sau e a meu privat, îi dau că e a meu privat. Aici el îmi cere să bag un Microsoft cont, un cont de Microsoft, dar nu trebuie neapărat să faceți, puteți da skip this step. Și atunci puteți pune un nume local, să spun așa, eu o să pun acum numele prietenului meu. Cristi, welcome, hi! Windows-ul ăsta tot timpul trebuie, we are setting things up for you. Cu toate că eu am o impresie foarte bună despre Windows 10, chiar e un software bun atâta timp cât nu face Microsoft tâmpenii cu update-urile uneori, se mai întâmplă, dar per total e un sistem de operare foarte bun. Nu este așa stabil ca cel de la Apple, și de aia prefer să folosesc încă Apple, dar dacă ai un calculator bun și pe Windows e foarte stabil. Dacă ai un Surface de la Microsoft, Microsoft Surface laptop sau book, sau dacă ai un Dell XPS, un Lenovo, tot așa o configurație bună, n-ai probleme, rulează foarte bine Windows-ul. This won't take long. Și asta durează, zice, doare capul. Let's start! Bun. Și cam astea sunt toate aplicațiile care îți vin instalate pe o versiune de Windows 10 curată, care poți să o descarci sub formă de iOS. Din formă ISO. Okay, vedeți, acum el instalează driverele, de aia este foarte important să lăsați să-și facă update-urile, pentru că Windows 10 are aproximativ toate driverele incorporate. După cum vedeți, noi instalăm Calendar, Mail, Microsoft Edge, care va veni direct dezactivat și folosi Google Chrome, cu toate că e foarte bun, dar eu m-am obișnuit cu Google Chrome, Search, OneNote, Xbox, Groove Music. Și acum dacă intrăm în Task Manager și dăm pe More Details, vedem toate aplicațiile care rulează. Vedem că procesorul este folosit undeva la 12 până la 20%, hardul 3%, 2%. Memoria 19%. Și ce eu fac tot timpul în Task Manager, îi mă duc la Startup și aici îi dau dezactivare la OneDrive ca să nu pornească odată cu calculatorul, pentru că nu are rost, și în rest driverele le las. O să pun acum calculatorul să facă update-uri, dar el este gata în principiu. Acum este vorba doar de personalizare. O să-i dau un restart, numai de curiozitate, să vedem cât e de rapid. Să vedem cum pornește. Să vedem cum se comportă pentru un calculator de 10 ani. Da. După cum vedeți, pentru 4 GB de RAM, un Intel Pentium procesor cu tehnologie de acum 10 ani a pornit în 16 secunde, 17 secunde, deci e bine. El normal că în momentul când o să-i pun softurile pe el o să ia mai mult timp, dar nu cu mult, și plus de asta, cum am zis, el nu are, o să fină pus un Office, un pachet Office pe el,
Google Chrome, pentru YouTube și cam atât, în rest. Și documentele, pozele care le-a avut înainte. Bun, vă mulțumesc că ați urmărit astăzi episodul. Sper să vă placă, sper că ați văzut. Dacă aveți întrebări, puteți să mi le puneți în comentarii. Puteți să îmi spuneți dacă vreți să vă ajut cu ceva, dacă nu vă iese la instalare, dacă aveți nevoie de sfaturi, ce hardware SSD să cumpărați. Puteți tot timpul să mă întrebați în comentarii sau să mă căutați pe Facebook. Nu uitați să vă abonați și să dați share. Eu vă mulțumesc și să ne vedem cu bine data viitoare.